Bun regăsit, prieteni! Începem previziunile legate de etapa următoare. Cu o zi mai devreme, vă obișnuise în vinerea să discutăm despre ronda, care deja la ora la care vorbeam noi era în plină derulare. Am schimbat puțin datele problemei, dar suntem în efectiv complet și vom discuta la obiect de fiecare dată de etapa care urmează, cea cu numărul 24 la nivel de Superliga. Spuneam de efectiv complet, așa că am plăcerea să-l salut pe Dacian Varga. Te salut, Dacian! Salut, Ionel! Este lângă noi și Liviu Ganea. Te salut, Liviu, bine ai revenit! Salutare. A ajuns și Ionuț Florea, te salut Ionuț, bine ai revenit. Te salut Ionel, îți mulțumesc pentru invitație. Așadar, dragi prieteni, etapa cu numărul 24 care ne oferă, ca de fiecare dată, destule partide atractive, însă le vom trece în revistă, ca de fiecare dată, în ordinea apariției echipelor pe teren și începem cu partida de la Ploiești, acolo unde Chindia, în continuare gazdă, foarte probabil, atenție, până la finalul acestui campionat, se pare că formația dâmbovițeană nu se poate întoarce până la vară, totuși pe arena care este aproape cosmetizată. Chindia întâlnește UTA, două formații care, din păcate, sunt familiarizate cu un teren de proastă calitate. Aici plecăm de la egalitate în disputa dintre cele două formații. Să începem cu Ionuț. Chindia, Ionuț, care nu arată deloc rău. UTA într-o situație delicată. O partidă foarte probabil deschisă clar oricărui rezultat. Da, și cred că cel mai important este cum va arăta suprafața de joc, pentru că se întoarce la Ploiești, Chindia, acolo unde am văzut ce s-a întâmplat în precedentul meci disputat de Petrol în calitate de gazdă. Chindia oprește o serie de 8 partide fără victorie în toate competițiile, Ionel, și vine la timp această victorie. De partea cealaltă, UTA nu mai câștigă din septembrie, când reușea să bată la Botoșani cu 2-1. Au trecut 13 partide de când arădenii nu mai reușesc să guste din această victorie și merg într-un moment în care arată foarte rău. Iusi Balint a încercat să ia presiunea aceasta a rezultatului și să o pună pe umerii lui, dar se află într-o postură ingrată și noi am spus, dacă în momentul în care a fost înlăturat pe nedrept, UTA se afla într-o poziție mult mai bună în clasament și s-a justificat că se dorește păstrarea UTA-i în Liga 1, iată că acum revine într-un moment mai rău și dacă nu punctează cât mai repede, mi-e teamă că o să-i fie foarte greu să redreseze corabia. Liviu, a treia partidă consecutivă a celor de la Chindia în calitate de gazde, să spunem, pe Ilie Ioană, și deplasarea pentru partida cu Petrolul i-a găsit tot acolo. O echipă care are ce arăta, l-a adus și pe Buș acum, UTA în degringoladă, dar e o partidă ale cărei premize par echilibrate din start. Sunt echilibrate și cred că vor fi așa și datorită terenului, pentru că iar o să fie, credem că o să fie un teren greu, pentru că nu cred că se va rezolva atât de repede problema cu gasonul pe Ilie Ioană. O să fie oricum mai bun decât la precedenta partidă, cât de cât ușor cosmetizat. Da, sperăm să fie mai bun și chiar suntem curioși dacă UTA, dacă Giusi Balin va reuși oarecum să iasă de acolo din practic în clasament, nu cred că va urca chiar în eventuală unei victorii, pentru că ar face tot 23 de puncte, dar dacă va reuși să rupă și această serie de meciuri care nu reușește să câștige data timp. În schimb, Chindia, cu un eventual succes, asta mă uitam pe clasament, fac 28 de puncte. Deci, cumva, Chindia s-ar apropia ușor-ușor acolo de locurile 7-8, în care ar fi un loc destul de confortabil pentru ei. Da, Dacian, o echipă care arată bine, totuși, Chindia, în ciuda faptului că rezultatele din ultima perioadă, în afara victoriei cu Petrolul, nu au fost convingătoare, dar, în general, prestațiile s-au ridicat la un nivel bun. De cealaltă parte, UTA în degringoladă, în continuare. Va reuși Giusi Balin să oprească această serie nefastă la Ploiești în fața Chindiei? Eu cred că este cam obligat. Obligat a fost de fiecare dată, da. Este obligat să se întoarcă cu minim un punct. Știm foarte bine că cei de la Arad nu prea câștigă în deplasare. Cred că acum este un meci în care pot să treacă peste această barieră și să se întoarcă cu toate cele trei puncte. Deci, altă parte, Chindia, dacă câștigă, continuă parcursul bun din partida cu Petrolul și avansează convingător? Chindia, dacă o să câștige, cred că o să fie mult mai liniștiți în următoarele partide, pentru, cum a spus și colegul meu, Liviu, fac 28 de puncte. Sunt și multe echipe acum în subsolul clasamentului care joacă între ele, de asta spun că o să fie mult, mult mai liniștiți. Presiunea, eu cred că cea mai mare presiune în momentul de față este pe UTA Arad. Da, Cheșeru, va reuși Cheșeru să facă ce așteaptă Giusi Balint acolo. Nu știu că oricum are experiență, da, de care e nevoie să iasă la rampă. Nu știu dacă neapărat Cheșeru, cred că contează echipa. Dacă îl întrebați, cred că pe Balint ar dori să înscrie și portarul. Important e
să plece de la, să plece de la Ploiești cu, cum am spus mai înainte, cu, cu minim un punct. Minim. Da, dacă nu se întâmplă acest lucru, situația lui Giusi Bani între la Arad se complică, mai ales că la UTA se vorbește tot mai insistent de revenirea lui Nicolae Bara printre acționari. El a fost și prezent la partida cu Mioveni, n-a avut ce vedea din păcate. Situația lui Giusi Bani se poate complica dacă UTA nu reușește un rezultat favorabil în partida cu cei de la Chindia. Și dacă se întâmplă asta, următoarea partidă, tot așa, situație de delicată în continuare la Arad. Delicat la Arad, ce să mai spunem, de aceea în Varga de FCU Craiova, o echipă despre care s-a vorbit în această perioadă și deloc laudativ, meciul cu Universitatea Cluj, interesant, important pentru ambele echipe, foarte probabil se joacă fără spectatori, ai fost acolo, lipsa fanilor este un aspect important pentru Craiova, dar ce să facă Adrian Mititel într-o situație atât de delicată pe care o traversează echipa acum? Ținând cont după ce s-a întâmplat în deplasarea de la Sepsis Sfântul Gheorghe, eu cred că pentru Adrian Mitelu e de bun augur să joace cu tribunele goale, să nu se joace cu spectatori. Mi-e greu să cred că cei din Peluza Sud nu o să facă scandal și o să înjure patronul și nu cred că este ok pentru cei de la Craiova. Dar, Liviu, totuși jucătorii obișnuiți să simtă acolo atașamentul fanilor, nu neapărat și din galerie, pentru că pe stadion vin și alți oameni, în celelalte locuri ale stadionului. Ionel, vin și alți oameni, dar până la urmă ai de ales. Da, vrei evident, din punctul ăsta de vedere. Vrei să nu mai ai parte de alte sancțiuni, vrei să se dispute meciul, că asta e cel mai important, să se termine. Și să se termine. Și atunci preferi până la urmă, cred, în soluția asta de a juca fără spectatori, pentru că știm foarte bine... Și situația celor de la FCU nu este foarte bună și cred că au mare nevoie de puncte. Da, iată și clasamentul, CFR-ul pe prima poziție, 50, Farul locul 2, 48, cu 42 de puncte, regăsim pe locul 3 Rapid, FCSB-ul 41, CSU Creva 41, Șep și 33 de puncte. Ionuț, cei de la Ucluj, într-o primă fază, nu au fost de acord cu decizia luată de Creva, dar președintele Radu Constantea, după ce s-a întreținut cu liderii galeriei clujene, au apreciat măsura lui Adrian Mititelu și au respectat-o. Ucluj nu deplasează suporte la această partidă, oricum erau prezenți acolo. Pe de altă parte, Ion Ovidiu Sabău poate continua seria bună pe care a început-o la Ucluj. Este clar că Ucluj merge acolo să câștige, Ionel, și până la urmă am văzut cum arată de când a venit. Eu aveam oarecare rezervă față de modul în care va aborda Universitatea Cluj, știind și uitându-mă și ce a însemnat Neluțu Sabău din punct de vedere al stilului domniei sale de a antrena. Nu era o echipă care sufoca adversarul, era o echipă foarte bine organizată, cu accent pe defensivă și în eventualitatea în care, din punct de vedere a unei faze fixe sau unui contraatac, reușea să puncteze, reușea să securizeze foarte bine jocul. Va merge însă la Craiova, o echipă care se află într-o continuă vâltoare și din punct de vedere a rezultatelor și din punct de vedere a relației și mai ales din punct de vedere al lotului, pentru că, iată, deși ne aflăm în prim campionat, încă se vorbește la Craiova de disponibilizări, încă se vorbește de aducerea a doi jucători, un fundaș central și un mijlocaș pe stilul Bauza și din ce am auzit din spusele patronului Adrian Mititelu, deja se pregătesc pentru sezonul următor. Însă Craiova ar trebui, din punctul meu de vedere, să se focuseze pe ceea ce înseamnă sezonul acesta, pentru că la zestea de puncte pe care o are, poate aluneca oricând spre zona de baraj. Da, fiecare echipă lifiucană, atâta vreme cât această portiță legată de campania de achiziții este încă deschisă, mută în continuare. Convingător sau nu vom vedea, pentru că și alte echipe, chiar CS Mioveni astăzi a prezentat un jucător brazilian. E nevoie în continuare de jucători, dacă îi găsești de calitate, e bine. De calitate, nu, dar trebuie să fie și pregătiți, pentru că, ok, poți să găsești un fotbalist de calitate, dar tu ai nevoie de cineva de care să te folosești în momentul ăsta, adică ai nevoie, nu știu, peste... poate nu prima etapă, dar peste două etape să joace. Și asta înseamnă că ei trebuie să fie pregătiți, adică de unde iei. Că până la urmă te gândești și de unde vin acești jucători în momentul ăsta de îi poți transfera. Adică cum sunt liberi, de când erau liberi, s-au antrenat singuri, au făcut antrenament de asta. Zic că e un pic mai complicat cu transferurile și nu întotdeauna iese lucrul ăsta, dar să sperăm că cei care vin acum în Liga 1 sunt jucători pe care o să-i vedem la treabă în scurt timp. Deci spuneam, Dacian, jucătorii, în special cei străini, în stadion nu e doar galeria, sunt și alți oameni în celelalte părți ale tribunei și probabil ca jucător te simți destul de stingher. Probabil că va fi un aer de meci amical, deși este pe puncte, nu? Fără nimeni în stadion, nici măcar galeria formației vizitatoare. Da, nu cred că o să fie un meci amical, ținând cont că... Are aerul de amical, așa, fără spectator. FCU Craiova 24 de puncte, locul 12, iar cei de la Ucluj pe locul 14 cu 23 de puncte. Dacă reușesc cei de la Ucluj să câștige, o să treacă peste cei de la FCU Craiova. Deci nu cred că o să fie deloc, nu o să vedem un meci amical. Cu toate nu, că, nu o, să, amical, așa, cu toate că nu o să fie spectatori în tribună,
Mi-e greu să cred că nu o să fie 100% jucătorii da, conectați pe teren la meci. Nu se pune problema, nu, asta nu. Dar zic așa, ca imagine generală, știi că... Ca imagine generală, normal că îți doresc să joci... Și la mai vezi pe acolo prin tribune. Îți doresc să joci cu stadionul plin. Dar eu cred că este cea mai bună decizie luată de domnul Mititelu să se joace fără spectatori. Da, vom vedea acum rezultatul. Până la urmă, se pare că decizia finală, chiar glumeam cu colegii mei, va fi luată de jandarmerie în această seară. FC Ocreva a făcut o solicitare oficială, așa cum scrie regulamentul, către jandarmerie și va trebui aprobată această cerere și trimisă apoi la timp către Liga Profesionistă, însă spuneam, Ucluj a anunțat că nu deplasează suporterii și au înțeles situația dificilă pe care o traversează în acest moment FC Craiova în această relație a finanțatorului cu fanii. Săptămână importantă, Liviu Gana, pentru Hermannstadt, care așteaptă la finele săptămânii viitoare verdictul în privința celor 9 puncte pe care le-au pierdut într-o primă fază. Important și pe teren, nu? Partida cu FC Argeș, o săptămână, spuneam, importantă. Un punct în plus, venirea lui Dani Coman, care trebuie să asigure acolo un echilibru. Partida cu FC Argeș, Hermannstadt. Da, e un meci de care pe care. Până la urmă sunt vecine de clasament cu această depunctare a celor de la Hermannstadt. Au 24 de puncte ambele echipe. O să fie un meci și foarte interesant, pentru că vom vedea și sunt curios care va fi replica FC Argeșului. Pentru că lucrurile știm că acolo nu sunt foarte limpezi. Parcă nu-și regăsesc oarecum, să spun, inspirația, atât croitorul cât și jucătorii, pentru că vin după o serie de meciuri care nu sunt deloc bune pentru ei. Și chiar suntem curioși de evoluția lor și ce se va întâmpla la meci. Da, FC Argeș Ionuț anunță pe diferite căi și cu siguranță, când spun diferite căi, firul ăsta pleacă de la omul numărul 1, care știm cine este acolo. Situația lui Marius Croitoru se complică teribil în acest moment. Sunt niște clauze financiare bine puse de tehnician în contractul cu FC Argeș, dar cred că alte 2-3, poate sunt eu generos, rezultate nefavorabile, ar grăbi plecarea lui Marius Croitoru de la FC Argeș. Până la urmă, ceea ce se întâmplă la FC Argeș nu putea fi decât un astfel de rezultat atât timp cât dai drumul la un bulgăre care se rostogolește din ce în ce mai vertiginos. Ai apelat la Prepeliță, care nu deținea licență, n-ai învățat nimic, deși Prepeliță până la urmă reușise o performanță cu FC Argeș, ok, nu l-ai apreciat, ai făcut presiuni să fie îndepărtat, ai adus un alt antrenor care nu are licență și pentru care, iată, ai de gând să plătești diferite sancțiuni dacă se va decide acest lucru. Până la urmă, cred că în acest moment pe Marius Croitoru clauza îl ține în viață la FC Argeș, pentru că stai și te gândești, Ionel, ești antrenor, dar nu poți să dai o indicație. Mai nou stai prin tribună, nici rezultate nu ai, atunci susținere de unde să vină? E clar că FC Argeș este în tunel în acest moment și, spre surprinderea mea, continuă să aducă și să importe jucători care până în momentul de față nu prea arată nimic. Da, are girul de aceea în varga al conducerii de acolo, că evident Marius Croitoru nu ar putea face niciun pas fără ca cei care conduc clubul să-i acorde acolo încă încredere. Garita, principala lor armă, poate face acum un meci bun și poate contribui la un rezultat cu Hermannstadt, de care este mare nevoie pentru cei de la FC Argeș. În momentul de față, Garita la FC Argeș este cel mai bun jucător. Dar nu cred, am mai spus-o și în alte emisiuni. În momentul de față nu văd un jucător în Liga 1 care poate să facă diferența de unul singur, să-ți câștige de unul singur un meci. O acțiune, un șut, poate. Da, dar într-un meci echilibrat ar fi balanța decisivă. Mi-e greu să cred că Garita singur, nu știu, ca să dai și șutul ăla, nu poți să-l dai de la 50 de metri, nu? Trebuie de la 30 aducă, poți. Trebuie să-ți aducă totuși minge acolo, în fața porții. De asta spun că nu cred că de unul singur Garita poate să câștige un meci. Nu, n-am zis de unul singur, dar este un jucător a cărui sclipire... Este cel mai bun jucător în momentul de față a celor de la FC Argeș. Într-un amalgam, așa, greu de înțeles, așa, ce campanie de achiziții face de la FC Argeș, însă probabil că oamenii au studiat, au analizat. Liviu, principala misiune a lui Dani Coman este legată de menținerea lui Marius Moldărășanu pe banca celor de la Hermannstadt. Principalul obiectiv pentru care s-a întors Dani Coman, în afară de cele 9 puncte, Marius Moldărășanu, care cel puțin deocamdată a luat așa un pic de elan, rezultatele îl ajută și nu oferă, cel puțin pe moment, răspunsul așteptat de Hermannstadt. Bine, eu cred că odată cu venirea lui Dani Coman, cred că se rezolvă treaba asta și cred că va continua la Hermannstadt. Pentru că în momentul în care îți vine, nu știu, omul care te-a adus, omul care ți-a dat încredere, cum e Dani Coman, și moral, el va rămâne în cadrul clubului, cumva cred că are și o obligație morală față de el. Asta m-am gândit și eu. Bine, scuzați-mă puțin, rămâne. Acum depinde și ce ofertă ai. Da, dacă depinde. Dacă ai o ofertă, nu știu, de la echipe din primele 4-5 sau din play-off, nu cred că o să se împotrivească Dani Coman să nu-l lase pe Moldărășanu să plece la alte echipe. Bine, ea o relație specială, într-adevăr. Exact. Adică, nu știu, dar... ca, cum ai spus și tu, o relație specială, suntem prieteni.
Da. Nu mă lași să mă duc la mai bine? Ba da, dar uite, poate una dintre condițiile pentru care s-a întors Dani Coman a fost aceasta de a rămâne în continuare, poate, Marius Moldărșanu și poate ai prelungit contractul. Noi încă nu știm chestia asta, dar asta rămâne de văzut. Da, cei doi au o legătură foarte, foarte strânsă. De altfel, Marius Moldărșanu semnase cu FC Brașov în momentul în care Dani Coman a preluat Hermannstadt și a fost deturnat de la acel angajament și cred că legătura strânsă dintre ei și pe fondul condițiilor de mai bună calitate de la Sibiu acum, sunt cu banii la zi, joci acasă, gazonul va fi schimbat din vară, e nevoie de puncte, oricum spuneam o săptămână foarte, foarte importantă pentru Hermannstadt, care așteaptă și cele 9 puncte. Fără ele, recunoștea cu franchețe Dani Coman, Hermannstadt-ul și în funcție de rezultatul cu FC Argeș și ajunge acolo în zona de loc 24 de puncte. Dacă ai pierdut meciul, să spunem că dacă te bate FC Argeș, ești acolo. Ești, te luți pentru salvare dacă nu e puncte. În etapa asta cam joacă acolo. Sunt foarte echilibrate pentru că toate din subsolul clasamentului joacă între ele. Și atunci, care pe care? Rezultatele sunt foarte importante. Câștigând, deja 3 puncte poate să te îndepărteze puțin de celelalte echipe. Da, dar uite, într-o zonă oarecum puțin mai altfel, cele două competitoare care se întâlnesc în Giulești, evident pe un stadion cochet, în privința unui public numeros, pe un gazon de bună calitate, Rapidul pare să plece cu prima șansă în disputa cu FC Voluntari, o echipă care rămâne puternică pentru orice adversar, capabilă oricând să ofere rezultate de calitate și replici solide, dar Rapidul Dacian pare să aibă argumente serioase, solide, să plece cu prima șansă. Da, Rapidul pleacă cu prima șansă, în primul rând, pentru că joacă acasă. Cam la fiecare meci. Și știm foarte bine, când joacă Rapidul acasă, ce presiune se pune pe adversar. Cred că Voluntari, o să vedem un Voluntar cum l-am văzut și etapa trecută cu CFR, cu cei de la Precaut, CFR. Adică? Precaut, da. Mi-e greu să cred că o să meargă în Giulești și o să zburde pe acolo. O să zburde, da, nu știu, să îi vedem, că o să facă un pressing din primele minute, să pună presiune pe adversar. Cred că o să vedem un meci cum l-am văzut și etapa trecută cu cei de la CFR. O să stea mai mult în faza defensivă și să puncteze la faze fixe sau pe contraatac. Tony Sefer rămâne Liviu Ganea la Rapid. A fost foarte aproape de o plecare în Belgia, la un club important, pentru că vorbim de un campionat mult mai puternic. Rămâne, chiar dacă a pierdut postura de titular. Asta nu știu, și v-aș întreba și pe voi, ai pierdut postura de titular. N-ai jucat două partide, asta nu înseamnă, din prima, asta nu înseamnă, în opinia mea, că ai pierdut postura de titular. Evident că joacă altcineva acolo, tu rămâi probabil prima opțiune. N-ai jucat două meciuri, nu înseamnă că ți-ai pierdut postura total de titular. Probabil că îl vom vedea acum. Dincolo intră Adam Nemeț, o armă importantă, un jucător cu experiență, un pilon pentru FC Voluntari. Un jucător de care are mare nevoie Voluntariu și pe care se bazează întreg jocul lui Ciubotariu, din ce am văzut. Pentru că știm foarte bine, Voluntariu are stilul de joc care îl implementează antrenorul, sunt foarte precauți, așteaptă greșeala adversarului, se retrag și întotdeauna Nemeț a fost genul de jucător de pivot, care a avut întotdeauna jucător care ține mingea, care ajută echipa să iasă acolo din jumătatea proprie. Și cam despre asta a fost vorba, dar eu cred că odată cu venirea lui Nemeț, cred că oarecum poate se mai echilibrează, echipa, se mai echilibrează și cred că jucătorii vor avea mai multă încredere, pentru că au nevoie de un jucător acolo care să țină mingea. Cum? Și se pliază perfect, părerea mea, la ceea ce joacă Voluntari, exact. La sistemul lui Ciubotariu de la Voluntari se pliază perfect. Da, eu nu sunt rapid, la nucătare. În propriul fief, greu de deturnat, indiferent de adversar, și oaspeții au argumente serioase, dar Rapidul pare bine implementat așa, rezultate favorabile în ultima perioadă. Un joc cât de cât convingător, publicul, Adrian Mutu, destule argumente pentru Rapid. Da, spunea Dacian mai devreme că se așteaptă ca Voluntari să joace la fel cum a jucat cu CFR. Eu sper să nu joace la fel, pentru că n-a tras pe poartă. Și dacă se duce să joace la fel, o să plece de acolo cu nimic. Voluntari și de adversar? Sigur, dar Voluntari trebuie să încerce să fie mai curajoasă când joacă în deplasare în el, pentru că nu merge la nesfârșit să te duci, să te aperi, să aștepți că adversarul va greși. Trebuie să te duci până la urmă să pui și tu probleme, să pui și tu adversarul sub presiune, pentru că așa cum este și la Rapid și mențin părerea, așa este și la Voluntari. Sunt două echipe diferite când joacă în deplasare și când joacă acasă. Voluntari arată foarte bine când joacă acasă și arată că știe să-și atace. În momentul în care joacă în deplasare, am mereu impresia că așteaptă primul lucru să greșească adversarul și nu să-l împingă Voluntari să greșească. În Giulești nu va fi ușor pentru că va fi publicul de partea Rapidului
Și Rapid este și performerea, una dintre performerele etapei trecute și prin acest joc al rezultatelor urcă din nou pe podium. Da, dar ce am face voluntarare? Mulți jucători cu mare experiență care nu se vor speria, evident, de atmosfera din Giulești, indiferent cât ar fi de... Da, dar trebuie să-ți cunoști și limitele, Ionel. O echipă experimentată, intră și Adam Nemeț, dincolo Rapidul arată bine. Oricum, sunt premise pentru un meci spectaculos într-o perioadă în care face voluntare are un program infernal de-a dreptul, urmează FCSB după aceea, e mare nevoie de puncte, să vedem ce va fi în Giulești. Să vedem ce va fi, dar Rapidul sunt foarte convins că o să vină cu o presiune foarte mare peste adversar. Să încearcă să-și facă meciul ușor, poate din primele minute. Să marcheze repede, pentru că este în dezavantajul celor de la Rapid. Cu cât trece timpul... Nici Adrian Motu nu s-a mai dovedit așa un antrenor atât de exuberant cum era la începutul sezonului. A început să fie mai precaut, rezultatele contează, se joacă și într-o oarecare așteptare pentru a vedea foarte clar adversarul. Nu te mai arunci din prima, chiar dacă ești Rapid și chiar dacă e în spate publicul. Adversarul te poate lovi oricând. Echilibrul este la el acasă în prima noastră ligă, indiferent că vorbim de CS Mioveni, de voluntar sau de Rapid. Dar clar, Rapidul pleacă cu prima șansă. Însă vreau să te întreb, Liviu, s-a vorbit de Rare și Lie. Eu, unul personal, n-am fost de acord. Un eșec. Nu cred că poate fi un eșec. Faptul că nu te-ai impus acolo la Nice. Nu știu ce așteptări erau de la un astfel de jucător. Nu, așteptările erau ca el să rămână cumva în anturajul echipei. Exact. Dar nu putea fi un jucător. S-au oferit câteva șanse, într-adevăr. Nu este ușor. Acum el a fost împrumutat în Israel. Important pentru el este să joace. Exact. Și tocmai să joace, să meargă la echipă unde să strângă minute, pentru că încă e tânăr. Încă e tânăr și are timp. Dar ideea este că are nevoie de jocuri. Fără jocuri nu se poate, pentru că el până la urmă a fost împrumutat, dar fără opțiune de cumpărare. Și a fost împrumutat doar pentru a putea să revină la Nice. Cred că doar asta l-a împrumutat, ca să poată să aibă meciuri în picioare. Să-i dea un pic de minute, pentru că îl avantajează. Și sperăm să se întâmple chestia asta și în vară să-l vedem înapoi la Nice, unde poate va avea șansa de a se bate pentru loc de titular, chiar să joace acolo. A, e foarte important că aici nu ai foarte multe șanse la nivelul ăsta, adică, clar, un jucător care are calitate, pentru că altfel n-ar fi fost cumpărat. Nu cred că echipe de genul ăsta se pot înșela foarte mult. Nu, ți iese un transfer întotdeauna, fără doar și poate, dar calitate, fără îndoială, are. E nevoie de puțin timp, acolo nu l-ai la echipa respectivă, unde toată lumea așteaptă rezultate, ești lupta pentru promovare. Scuze-mă, Ionel, când ajungi la o echipă de genul ăsta, nu te așteaptă nimeni. Evident, păi asta spun și acolo eu. Acolo intri și nu te ia nimeni. Este răbdarea din România. Exact. Stai că e jucător tânăr, stai să-l mai forțăm un meci, stai să... Am dat suma de X lei sau X euro pe el, îl protejăm. Nu există acolo, pentru că acolo trebuie nu să este fii... el e altul, care vine din academie. Exact. Poate. Nu, și dacă după perioada asta în care mergi undeva unde clar ai șansă de a juca, te poți întoarce în vară, fortificat din toate punctele de vedere și dacă, din păcate, nu poți convinge nici măcar atunci, cine știe ce antrenor va fi, dacă va fi tot acesta, dacă se schimbă sistemul la antrenor, sunt foarte mulți factori de luat în considerare, dar eram Rapid și tot vedeam de Rare și Lie, care până la urmă pleacă împreună la o echipă importantă din Israel, unde are șanse de a juca. Mă gândeam, Ionuț, că poate Rare și se poate întoarce în România. Era un pas mai important să revină la Rapid, unde el era obișnuit deja. Avea un statut cât de cât clar sau această încercare în Israel de această dată? Nu, categoric nu. Dacă s-ar fi întors la Rapid, era un mare eșec. Să te transferi cu surle și trâmbițe pe coasta de Azur și după 6 luni să te întorci acasă, este un eșec. Și așa este un pas în spate, pentru că nu putem să comparăm Liga 1, campionatul francez, cu cel al Israelului. Faptul că merge la o echipă care este obișnuită cu cupele europene mai atenuează puțin. Exact, din această amărăciune. Însă el trebuie să rămână în continuare concentrat, trebuie să meargă și să demonstreze, pentru că nici Israelul nu este un campionat ușor. Și acolo este joc de forță. Ne-am întâlnit și noi cu echipele lor, am văzut ce capacitate fizică au. Eu cred că, lăsând la o parte tehnica lui, el are o problemă de ordin fizic, duelurile 1-1 nu le câștigă. Și asta contează și aceștia sunt parametrii cei mai importanți atunci când faci saltul într-un campionat din vest. Bine, asta este o regulă generală în fotbal în România, chiar spunea Daniel Pancu, antrenorul echipei naționale Under 20, că simte acest lucru la duelurile pe care le are cu adversarii mult mai bine cotați. O regulă, din păcate, o neregulă în fotbalul românesc. Greu sunt jucătorii atât de bine fizic, de aceea. Da, și vreau să-l completez pe colegul meu, Ionuț. Cred că am fost cel mai... Nu vândut, cel mai împrumutat jucător. Eu mereu am fost împrumutat, da? Să știi că e mult mai greu când ești împrumut. Clar. Pentru că acolo, ca jucător împrumutat, dacă nu ai dat randament imediat, repede, da? Te pune pe banca de rezervă. Pentru că
Ei, deci oricum, nu e jucătorul grupării. Nu e jucătorul lor, exact, nu e jucătorul lor. Pentru ce să te pentru ce să te bagi în echipă, oricum ei știu că peste 3 luni, 4 luni oricum te întorci înapoi. Deci dacă nu ajuți echipa repede, da, cum ajungi acolo să confirmi, o să fie greu pentru, o să fie foarte greu pentru el. De asta spun, el de la început trebuie să intre în forță ca să intre titular și să rămână titular, pentru că dacă nu joci bine un meci sau două, da, imediat o să te pună antrenorul pe margine și toată lumea o să sară în cap. Păi stai, de ce îl bagi pe jucătorul care oricum nu este jucătorul nostru, este împrumutat, în 3 luni, 4 luni nu mai avem nevoie de el. De asta spun, depinde foarte mult de el. Cred că, da, de cum se adaptează, contează foarte mult, evident, și de felul în care echipa respectivă joacă, ce sistem, dacă ți se potrivește ca jucător. Ionel, până la urmă, știi cum e asta? Tot calitatea este. Ai calitate ca fotbalist, joci, nu știu că îl auzeam pe Mariana Liuță, că spunea la un moment dat că, domne, adaptare, ce adaptare, domne? Păi când te duci la Shakhtyor sau cum s-a dus el, păi dar cum era adaptat? Păi ești fotbalist, rămâi în teren. Ok, rare și el e tânăr, înțelegem chestia asta, dar a fost în Franța, a văzut nivelul de antrenament, a văzut ce se întâmplă, a văzut duelurile. Acum cumva te duci un pic înapoi, da? Te duci spre Israel, nu e Franța. Dar acolo trebuie să demonstrezi că poți să joci. Asta am zis, acolo cum ai ajuns trebuie acolo să fii titular. Acolo nu mai există că stai, ce să vedem. Acolo trebuie să demonstrezi că meriți să joci în prima ligă din Israel. Păi dacă nu meriți să joci în prima, unde? Am de puțin toace în Franța. Vom vedea exact pe Rare și Ilie, care rămâne totuși un jucător promițător pentru fotbalul românesc, să-l vedem la lucru aici. Ionut, succes Mioveni, o echipă care a încurcat de fiecare dată, indiferent de postură pe Șepși, însă acum pleacă clar cu alte șanse în disputa cu trupa lui Cristiano Bergodi. Arată bine Miovenul, care a adus astăzi un fundaș brazilian, aducem brazilieni că nu e primul și pe postul de fundaș. Mioveni, Șepși, un meci care altădată spuneai, domne, nu se pune problema decât a învingătoare, acum cred că Șepși are viață grea la Mioveni. Aveam o favorită clară până nu de mult, sau până la venirea lui, exact, până la această remaniere a lotului celor de la Mioveni. Însă uite de Ionel cât de ușor se poate bascula această Liga 1 și eu am mai spus-o și mențin părerea, din păcate valoarea merge în jos. Mioveni în 21 de partide reușise să puncteze de 9 ori, iar în două etape face deja 6 puncte, Liviu. Și da, bate Petrolul, bate UTA și am mai spus un aspect, trece de Sepsi și va mai avea cu Rapid și în rest va întâlni până la sfârșitul sezonului regulat echipele care sunt acolo lângă ei. Dacă își vor menține această seriozitate și vor reuși să integreze și mai bine acești jucători nou veniți, Mioveniu va arăta din ce în ce mai bine, iar la înjumătățire să fii la 2-3 puncte înseamnă nimic în 9 etape cât va ține play-out-ul. Da, Nicolae Dica a anunțat că de fapt nu s-a câștigat nimic, dar este Liviu Ganea un început corespunzător pentru mandatul lui. Nu cred că s-a așteptat nimeni la 6 puncte. Nici el. Nu, a recunoscut și Nicolae Dica cu franchețe, domne, nu mă gândeam că luăm 6 puncte în aceste două partide. Deja au scos în prim plan un jucător care arată bine acest Baciaib. 200.000 de euro, dacă nu își permite Mioveniul, cu siguranță vor fi echipele mult mai bine cotate din România care îl vor căuta. Rămâne o partidă deschisă acum. Șepși n-a jucat runda trecută decât 25 de minute, da, un impediment și pentru ei. Vin după o săptămână în care n-au jucat, dar da, depinde cum va arăta și terenul la Mioveni, pentru că din ce am văzut până acum a fost ok, n-au fost atât de mari probleme și cu Petrolul când au jucat acasă, dar chiar suntem curioși să vedem cum se va prezenta Mioveni și cum va aporta această partidă cu Șepși, o echipă clar care e contracandidată la play-off, Șepși care își doresc să rămână acolo în zona play-off-ului și au nevoie de puncte. Și să vedem dacă Nicolae Dică va reuși în continuare să țină echipa așa concentrată și să aibă rezultate de maniera asta. A venit și un brazilian, Dacian Varga, fundat stânga, spune că are gleznă fină. Cei brazilienii sunt buni în față, nu? Am uitat și noi, are gleznă fină, spunea, fundat stânga, urcă bine, are cui centra, Bogdan Rusu. Să vedem apărarea lui Șepși. Da, eu aș vrea puțin să mă întorc la ce ai spus tu de Nicolae Dică, că a rămas și el surprins. Mă miră să văd astfel de declarații, sincer, adică tu ca antrenor la Mioveni... Da, timp a fost foarte scurt, au venit foarte mulți jucători străini în sensul ăsta. Da, dar noi știm foarte bine, am vorbit aici în emisiune, Ionel, și ai spus că secunzii lui deja erau acolo. Dar nu ai cum tu ca antrenor, părerea mea, să spui că nu mă așteptam să luăm 6 puncte. Surprins plăcut. Adică, da, m-am dus acolo să câștig meci de meci. A declarat asta, dar nu s-a aștepta. Spunea că, domne, prestațiile poate că vor fi cât de cât apropiate de ceea ce vrem noi, dar să luăm 6 puncte în primele două partide în condițiile astea. De ce să nu te aștepți? Au venit mulți jucători noi, pregătirea a fost cum e, problemele alea financiare, s-au adunat multe acolo și cred că era un pic reticent și el. Până la urmă a debutat cu bine. Nu ai de ce. Deci îi bate pe Mioveni, trebuie să fie foarte fermă pe Șepși. Da, normal. Sunt pe ultimul loc. Bine, nu am nevoie de un punct sau de 3 puncte pentru a mișca clasamentul. Cu asta pleacă la drum. Adică de asta te-ai dus acolo, nu? Să iei cât mai multe puncte
Nu că nu m-am așteptat să iau 6 puncte. Domnule, a fost declarația lui Dică, precaut omul, măcar să se întâmple așa, să spună că nu mă așteptam și punctele să vină pe bandă rulantă la Mioveni, măcar să fie. Da, dar fie gândește-te că aceste declarații le aud și jucătorii tăi. Păi dacă antrenorul spune, că nu se aștepta... Nu înțeleg mulți dintre ei ce zice Nicolae Dică Dacian. Dacă sau le traduce altcineva altfel, știi? Da, depinde, nu știu, părerea mea cred că trebuia, da, mă așteptam să câștig meciul, da, de asta am venit aici. Gândește puțin că avea și în spate această presiune a meciurilor necâștigate. A avut o serie și... extraordinară în care nu bătea pe nimeni, știm foarte bine. Dar nu contează, Ionuț, mă duc acolo și sunt optimist. Știu, dar era vorbind după partidă, să vedem acum acel de care Nicolae Dică urmărim înaintea jocului, să vedem ce va spune după partidă, dar trebuie să ne oprim la jocul ăsta care e atât de important și trebuie să alocăm un spațiu mult mai mare. CFR, FCSB, din nou față fixă daciană, arma principală a CFR-ului, sau schimbă puțin partitura Dan Petrescu în fața unei echipe FCSB care arăta bine etapa trecută, vreo 90 de minute. Noroc că... N-ai văzut, Ionele, 70% din goluri au fost fazele marcate fixe. Din fazele fixe? Adică nu mă... Pe mine unul, sincer, nu mă miră nimic. Nu mă miră nimic. Este următoarea, că echipa adversă, în speță FCSB acum, cu Pintili, cu Strizu, cu cine este acolo, analizează aceste lucruri. Cum de reușesc Dacian? Păi stai puțin, că le analizează de... Nu mă refer acum doar la meciul ăsta. În ultimii 5 ani, când au luat campionatul. Și știm foarte bine că Dan Petrescu se bazează foarte mult pe faze fixe. Întreb, adversarii studiază foarte bine. Mă, știm că trebuie să marcăm pe X, pe Y. Într-adevăr, că în timpul partidei se mai pierd aceste perechi. Și totuși, fazele astea fixe aduc în continuare atât de multe puncte CFR-ului. Dacă sunt bătute bine, dacă jucătorii care... sunt în careu acolo, știu să se debaraseze de adversar. Se debarasează. Și de asta am spus, dacă, jucătorii celor de la CFR știu să se debaraseze, fac mișcări false, fac blocaje, normal. Îți dai seama, asta antrenează Dan Petrescu. Sunt jucători înalți. Știu, dar cred că majoritatea lucrează, sunt peste... Și adversarul lucrează la fazele fixe. Păi lucrează, dar este mai greu tu ca și fundaș, da? Să marchezi un jucător decât... Care cu fața. Exact. Tu ca atacant, ca mijlocaș sau ca fundaș și celor de la CFR care vin cu fața, le este mult mai ușor. E mult mai ușor pentru ei. De asta spun că... Acum FCSB-ul avea o problemă cu la fundaș și central. Adică nu știm dacă va juca Iulian Criste sau nu. Probabil va rămâne doar Tam. Să vedem dacă va juca Haruț sau cine va juca. Și atunci te uiți un pic și pe media de înălțime. Adică la FCSB. Care contează acolo în zona... Contează, că dacă nu e Companio, l-ai decât pe Tam, care e un jucător cu statură ok, în rest și nu știu, Ejuma, dacă va juca. Da, am văzut eu Ionuț. Că sunt singurii trei jucători înalți de la ei. Practic. Formula de echipă a FCSB-ului pare să fie contorată. Revine Dejan Sorescu, fundaș dreapta de această dată, iar acolo în centrul apărării va juca, va fi aruncat în luptă, spunea Meme Stoica, și dacă nu știe el cine știe, chiar Cristea. Nu contează, spunea că e partida cu CFR-ul, s-a antrenat alături de noi de vreo 2 luni, l-am văzut la antrenamente și Iulian Cristea va fi titular. Acum, cu ce efect, vom vedea la partida cu CFR. Cu siguranță și-ar fi dorit să reintre într-o altă partidă, Ionel, pentru că va fi o presiune clar pe poarta FCSB-ului, FCSB care s-a bătut singură și este perdanta etapei trecute, să nu reziști 80 de secunde, să iei 3 puncte care te-ar fi apropiat și mai mult de locul 2 și până la urmă și de lider și te-ai fi dus cu un alt moral la Cluj. Așa te duci cu presiunea aceasta declarată și de patronul FCSB, că dacă pierzi, zici că am ei la revedere de la lupta pentru titlu. Chiar dacă FCSB în sezonul trecut a dovedit că, deși avea un ecart de 8 puncte în spatele CFR-ului, la un moment dat putea să joace cu titlul pe masă dacă nu se împiedica tot acasă. FCSB însă are probleme, pentru că atunci când este bine, apare ceva care strică acest bine, Ionel. Și până când acest bine nu va înțelege că binele trebuie să fie pe teren, FCSB nu va performa, din punctul meu de vedere. Da, Liviu, se tot vorbește acum, am văzut la capitolul portarii. Sunt dileme legate de cine va apăra, Ștefan Târnovanu sau revine Andrei Vlad, pentru că ne uitam etapa trecută și părerile erau împărțite. Și execuția lui Alibec, evident, de certă clasă, poate și o ușoară întârziere a lui Târnovanu, s-a bătut multă monedă pe această speță. Acum se pune problema portarului titular, printre altele, Andrei Vlad sau în continuare Ștefan Târnovanu? Bine, ideea cu Târnovanu a fost că dacă se va transfera sau nu. La un moment dat, așa erau zvonurile, că nu ar fi folosit sau nu va mai fi folosit pentru că ar urma un eventual transfer. Dar n-am auzit nimic despre sume, n-am auzit despre interesul sau vreunei echipe în care să apară chestia asta în presă. Pur și simplu aceste zvonuri. Așa că eu cred că dacă nu se va întâmpla nimic, tot pe Târnovanu îl vom vedea în poartă, pentru că știm bine că lui se dă șansă și practic este jucătorul pe care FCSB vrea să ia o sumă de bani. Da, Deac rămâne Dacian Varga acolo, omul cu fazele fixe, chiar dacă spunea experimentatul jucător că trage realmente de el, are probleme de ceva vreme
și luptă la fiecare partidă să-și ajute echipa. Dincolo, FCSB-ul are în continuare jucătorii exuberanți, ca să folosesc acest termen, pe partea ofensivă, care pot crea probleme. De la mijloc, în sus, Ionel, sunt... și alții pot destabiliza și orice companii, apărare. Și Omrani sunt jucători. Și Olaru, au un jucător de la mijloc în sus care pot destabiliza De la mijloc în sus, părerea mea, cred că sunt cea mai bună, cam cea mai bună echipă. Deci pot destabiliza o apărare oricât ar fi. Orice apărare din Liga 1. Va fi cazul acum la Cluj? Eu cred că părerea mea, cum am văzut CFR-ul și cum am văzut FCSB-ul până în momentul de față, eu cred că FCSB-ul o să fie la cârma meciului. E mare nevoie de puncte? Au mare nevoie. Să surprinzi oarecum adversarul? FCSB-ul nu prea am văzut în Liga 1 să fie dominată. Asta spun, mi-e greu să cred că o să vedem... Schimbă acum strategia pentru partida cu CFR? Nu cred. Adică nu-i văd. CFR-ului convine mai mult să fie echipa care e oarecum dominată sau că e stilul Dan Petrescu care e cel mai potrivit. Care dai cumva senzația echipei adverse că îi domini, dar tu stai foarte bine din punct de vedere tactic și atunci poți să-i prinzi ori pe contraatac sau fazele fixe, care sunt specialitatea casei. Da, dacă o fi adevărat și probabil că da, Ionuț, Mihai Stoica a intrat pentru a patra oară în vestiarul echipei în ultimii câțiva ani buni sau a cincea oară, ceva de genul ăsta. Un lucru care totuși m-ar mira fiind conducătorul echipei, dar poate că așa și este. Cu ce efect vom vedea în partida de la Cluj, supărat și Mihai Stoica pe unui jucător care, spunea dumnealui, nu par să fie încă foarte bine ancorat. Stai așa puțin, la dânsul s-a referit că a intrat... Se certe. Nu, a intrat în vestiar înaintea unui antrenament. La modul ăsta a intrat în vestiar. Nu, a zis că n-a discutat cu jucătorii în vestiarul echipei, n-a intrat decât de 5 ori în ultimii 4 ani. Asta spun, că așa după meciuri a intrat, a fost și la noi la Urziceni. La FCSB, spuneam. Intra în vestiar după meciuri, să ne felicite, dar așa să vină să, nu știu, să aibă o discuție cu jucătorii, cred că dânsul asta s-a referit. Meme Stoica la asta s-a referit când a spus că, domne, am intrat, nu știu, în 5 ani, 7 ani, am intrat de da, câteva ori. Da, să reproșe ceva, probabil, jucătorii. Nu neapărat de reproșat. O discuție, poate nici ședință, poate e mult spus ședință. Că toată ziua acolo, oricum ai discuții cu jucătorii. O discuție în vestiar cu toată lumea, că separat oricum meme asta face, discută cu fiecare jucător. Dar dânsul s-a referit că a intrat în vestiar să aibă o discuție așa, cu toți, acolo. Vom vedea, Ionuț, o altă replică acum. Jucătorii de la FCSB au înțeles ce le-a reproșat acolo Mihai Stoica. Nu ce le-a reproșat, ce le-a transmis, prietenește, din partea conducătorului. Vom vedea așa o descătușare a jucătorilor vizații de la FCSB. Descătușarea a fost și cu Farul, Ionel. După ce au luat gol, imediat au avut o replică. Dar în momentul în care tu... dai un gol, scoți un penalti, dai gol și imediat te-ai scos. Oricât ar veni managerul general în fața ta să-ți vorbească, tu nu-l auzi. Tu știi că ceea ce spune el se va anula imediat ce va ajunge ziua meciului. Tu știi că dacă dai două goluri, dar patronul vrea să te scoată în minutul 60, te scoate indiferent ce vine managerul și spune ție în vestiar. Nu, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii foarte bine motivat ca jucător la startul partidei. Și oricum, de ce acum a și recunoscut că a greșit schimbările. Păi... Nu? Nu e prima oară, dar adică spuneam, nu mai întrebați pe alții. Am greșit schimbările. Da, nu mai întrebați pe alții că eu am făcut echipa și mă cer pe mine. Chiar glumeam cu Mihăiță. Mamă, când pierd să-i spui Mihăiță, deși ne așteptam, famă, dă cu tunul pe acolo, știi? Mihăiță, nu e nicio problemă, așa a vrut Dumnezeu. Asta e, dacă... Așa sunt lucrurile la fece. Oricum, se anunță un meci interesant. Sperăm noi să vedem și un spectacol de calitate. Derbiul etapei și deci nu chiar al campionatului, pentru că sunt echipele care s-au luptat de fiecare dată la titlu. Cred că gazonul va fi ok la Cluj-Napoca. Așadar, ar fi permisele. Public avem, că nu se joacă cu porțile închise aici. Public avem. Sperăm să vedem un meci de calitate în care chiar se confirme că sunt cele mai bune echipe din România. Să vedem cu goluri. Cele care luptă la titlu. Mergem și la Botoșani. FC Botoșani în formă, Dacian. Spunea Valeriu Iftime că, domne, îmi place de Flavius Stoican, a apropiat echipa, ce merge treaba. Am văzut din Polonia, din Turcia, din cantonament, cum arată echipa. Din fericire, merge bine. Și atenție, tot cu Șeroni, tot cu Țigănașul, tot cu Pap. Și uite că da, și întâlnește un Petrolul care n-a început deloc bine și știm foarte bine, mai ales ne-ai spus și tu că sunt discuții acolo, sunt... Nu știu, discuții. Totul s-a uitat până la ora meciului de la Botoșani. Totul s-a uitat. Ar fi bine să se uite pentru că au nevoie de puncte, pentru că nu stau deloc bine. Acum stau bine în clasament. Acum stau bine în clasament, dar dacă tot o să piardă, da? Rămân etape puține,
ei nu fac puncte și atunci o să le fie foarte greu la play-off. Liviu, mai lat, o să fii atent urmărit. Am aflat din surse legate de situația de la Petrolul, de așa, de staful tehnic. O să fie bine urmărit mai lat. 3 goluri în 2 partide, într-o formă extraordinară. Terenul la Botoșan, vorbeam cu Valeriu Iftime, se va prezenta în condiții bune. Botoșanul pare să fie favorită, dar Petrolul poate oricând, chiar în condițiile astea. Nu știu dacă putem spune că e favorită. Pare să fie formă arătată. Da, formă bună în ultimele 2 etape, dar... Știi cum e, depinde ce foarte mult la ora meciului, cum se capacitează jucătorii, ce se întâmple, cât de frig o să fie la Botoșan la ora meciului, că iar e... Eu nu cred că o să fie terenul bun la Botoșan. Asta zic, nu știu, până acum a arătat bine, cât de cât ok terenul, dar vedem cât de frig, pentru că știm foarte bine că în zona aia acolo, în nordul țării, de obicei sunt niște temperaturi noaptea în care terenul e aproape de îngheț. Așa că sperăm să fie o suprafață bună de joc și suntem curioși dacă Flavius chiar va reuși, eu știu, prin modul lui de a comunica cu jucătorii, dar e capacitat foarte bine și de a reuși iarăși să ia puncte acasă. Da, bine la Botoșani, Ionuț. Debutul de an fotbalistic arată foarte bine. Este liniște acolo. Întâlnește un adversar care traversează momente mai puțin plăcute, Petrolul. Dar cred că partida rămâne și aici deschis ca multe altele oricărui rezultat. Replica trebuie să vină de la Ploiești până la urmă, Ionel, pentru că Botoșani pare că a găsit cheia jocului. Reușește să câștige pentru prima oară la o diferență mai mare de un gol de când a început sezonul. Leagă din nou 2 victorii, nu primește gol. A avut totuși 2 partide dificile. A întâlnit Craiova, care venea pe cai mari, și chiar dacă debutul lui Eugenia Goie, ca și în precedentele 6 echipe, nu a fost cu victorie, Craiova venea favorită și își dorea ca în eventualitatea în care câștigă să intre în lupta pentru titlu. Nu a reușit, Botoșan a arătat bine, a arătat bine și la Pitești și cred eu că va arăta bine și cu Petrolul, pentru că la Petrolul, în momentul în care s-a intrat în această pauză și în această incertitudine a existenței banilor, a înjumătățirii contractelor până în vară, cred că acolo, deși jucătorii au spus da, suntem de acord, în sinea lor nu cred că le-a căzut foarte bine această decizie, însă și ei sunt obligați să reacționeze, pentru că, așa cum spuneam și în cazul celorlalte echipe, diferența aceasta este mică și dacă deja alegi 2 victorii, 2 înfrângeri, cum este în cazul Petrolului, și mai alegi încă 2 cu echipe mai bune din față, îți va fi greu să te ridici din clasament. Da, marea problemă a Petrolului este clar faza defensivă. Marian Huja, din păcate, a încheiat sezonul, Gabi Tamaș a plecat și defensiva dă semne evidente de oboseală. Să vedem ce va fi la Botoșani. Una din partidele extrem de importante dacian în această rundă este cea de la Constanța. Farul pierde, clar, cu CFR-ul, se revanșează cu FCSB-ul, vine acum o altă echipă cu mare greutate în campionat, CSU Craiova. Un meci foarte interesant. Un meci foarte interesant. Două echipe care au o posesie foarte bună, da? Și CSU Universitatea și Farul. Știm foarte bine că toată lumea care a mers la Constanța a avut de suferit din punctul ăsta de vedere al posesiei, pentru că Farul au o posesie foarte bună, mai ales acasă. O să fie un meci echilibrat. Sincer, mă aștept la un meci frumos cu goluri. Pentru că amândouă echipele atacă, amândouă echipele, ți-am spus, au o posesie bună și mi-aș dori să văd un meci spectaculos. Cred că o să fie mult mai spectaculos decât CFR cu FCSB. Da, ar fi eu nu toate previzele să vedem un meci de calitate pe un teren excelent cum este la Ovidiu. Două echipe care au jucători de calitate în toate compartimentele, dar cu precădere de la mijloc în sus. Ar fi toate atributele să vedem cu toți un meci spectaculos, al cărui rezultat pare greu de intuit. Și mai vine și după acel 4-3 din tur, în momentul în care Craiova era condusă cu 3-1, a reușit să revină pe final și a reușit să bată Farul. Însă eu sunt curios cum va decide Gheorghe Hagi să trimită primul 11 în teren, pentru că am văzut ultimele 2 etape, schimbă fundași și laterali până în pauză. Și mă întreb dacă greșește momentul în care îi alege sau se corectează și face bine momentul în care îi schimbă. Pentru că am văzut unii de fundași și ce lateral, cel dreapta, de fiecare dată când a intrat a fost depășit și chiar a făcut vreo 2 penaltiuri și cu CFR și cu voluntari, mă refer la tânărul sârbu. Așadar, cred că există în continuare dubii și în ceea ce înseamnă așezarea aceasta Farului și felul în care gândește Gheorghe Hagi faza defensivă. Pentru că ofensiv nu mai are nevoie de nicio prezentare, dacă îmi permiți, știe să găsească cheia pentru a marca. Craiova vine și ea să câștige și să încerce să lege în sfârșit 2 rezultate pozitive. Mă uitam, Liviu, CSU Craiova a jucat astăzi un meci amical la bază de pregătire cu CSM Slatina, 5-0. Scorul nu e foarte relevant față unei echipe de Liga a doua, dar marcatorii a folosit Eugen Neagoe, să spunem, o echipă de rezerve într-un fel. Marcatori Marcovici, Câmpanu,
Colici evoluează mai puțin. Dar nu, la marcator și cine a evoluat acolo, Cresu și alții, adică ce lot poate avea la dispoziție Eugen Neagoi în acest moment la Craiova? E un lot în care să poți să rule și întotdeauna să ai jucători de pe bancă care pot deveni titulari în orice moment sau pot fi titulari. Da, e un meci de pregătire pe care l-au făcut în această săptămână premergătoare pentru a mai da minute. Celor care n-au jucat în meciurile precedente. Exact, că îi ajută mult mai mult și eu cred că o parte dintre ei putem vedea titulari în acest meci cu Faro. Chiar cred că o să fie un meci frumos și sunt curios cum va reuși Hagi să-i capaciteze pe jucători după succesul care l-au avut cu FCSB-ul și cum vor reuși ei să-și facă jocul acasă, pentru că știm foarte bine că au o posesie foarte bună totuși Farul. Da, spunea Eugen Agoi Dacian că poate nedreptăția numit jucători, lotul este foarte valoros, îi vine greu să lase pe bancă sau în afara lotului câțiva jucători, să tot fi pus într-o asemenea situație ca antrenor, să ai un lot bine garnisit cu jucători de valoare, nu? Are perfectă dreptate. E greu, dar în același timp e și plăcut să știi că ai jucători, da? 20, 22 de jucători care sunt de valoare apropiată și să-ți fie greu să faci primul 11. Mai greu e când nu ai jucători și te uiți pe bancă și spui pe cine să bag. Păi mai greu, dar de exemplu atunci conducătorul dacă spune, băi, păi, șeful, stai că n-am avut. Aici vine invers. Băi, lotul este foarte bine garnisit. Dacă știa foarte bine unde vine. Atunci intervine măiestria ta de antrenor, să știi cum să dai minute fiecăruia, cum să-i folosești pe toți. Să-i ții în priză pe toți. Și să-i ții și în priză, exact. Adică să reușești ca jucătorul care n-a jucat etapa trecută, totuși să vorbești cu el și să-i explici de ce n-a jucat sau cum a jucat. Pentru că vei avea nevoie de el. Și asta e cel mai important. În momentul în care tot lotul este capacitat și tot lotul este concentrat, atunci ai un lot foarte bun pentru a te bate pentru obiective. Nu, și mă gândesc că și de-aia și făcut meciul ăsta amical, tocmai în ideea asta. Nu cred că era mare importanță să-i țină în prisă și pe ceilalți, să joace, să aibă minute, să aibă realizări și dacă, bine, cu siguranță, din cei care au jucat cu Slatina astăzi, poate vedem și titulari, dar în lot cu siguranță să țină această stare. Este un antrenament foarte bun. Meciul este un antrenament foarte bun. Exact. Poate unii au jucat o repriză, unii 70 de minute, poate unii jucători au jucat 90 de minute care nu au jucat deloc. Nici un titular din partida cu Hermannstein n-a evoluat astăzi, doar jucătorii de rezervă și cei care nu au prins loc. Înseamnă că atunci a dorit să le dea minute și celor care și nu... Pe ei împreajmă, exact, bine. Pentru a fi mereu 100% și pregătiți la fel ca cei care au jucat meciul de acasă. Iată, eu nu știu ce înseamnă să ai o bază de pregătire, cum puține echipe din România au. Jocul s-a derulat la bază de pregătire a celor de la CSU Craiova în condiții foarte bune și atunci vorbim de normalitate. Normalitate fotbalistică pe care, din păcate, nu o găsim în multe părți, pentru că multe echipe se vor muta etapa viitoare de pe arena proprie pentru a juca pe terenuri cât de cât corespunzătoare. Craiova este renumită pentru bazele sportive pe care le are Ionel, atât CSU și FCU au două baze, cum găsim doar în Europa. Până la urmă este o chestie de infrastructură, însă multe echipe au venit cu scuza aceasta că nu ele sunt cele responsabile, că autoritățile, că alții sunt cei care au grijă de baza sportivă. Până la urmă este regretabil că deși ai stadionul tău, nu poți juca meciurile acasă și ești nevoit, cum este cazul Clujului, să se mute la Mediaș. Și până la urmă, așa cum spuneai și tu, nici UTA nu știe unde să joace. Deci, cu siguranță, deci avem două echipe care în meciurile de acasă nu o să le joace acasă. Exact, dar nu poți să muți tot campionatul la Mediaș, pentru că nici acolo nu este Wembley. Dacă faci trei echipe să joace la Mediaș, se va transforma gazonul ca cel de la Arad. Nu uita că totuși au fost două echipe care au jucat, nu? Dacă nu ce-mi aminte, U Cluj și Hermannstadt, care au jucat la Mediaș. Da, stadionul de acolo, cel puțin deocamdată asta pare să fie metoda pe care au găsit-o cei de la Cluj pentru a găzdui partida în condiții foarte bune. Să vedem UTA săptămâna viitoare, dar până săptămâna viitoare să vedem ce facem în această etapă. Cu numărul 24 ne gândim la jocurile următoare după ce trecem de acestea. Cu ce rezultate vom vedea de mâine încolo. Sperăm să vedem goluri. Sperăm să vedem goluri, că sunt meciuri frumoase, interesante și toate parcă sunt și acolo. Mai prietenoasă un pic. Și să vedem și gazoane mai bune. Și terenuri, da. Din punctul de vedere, și terenuri mai bune, și execuții mai frumoase, și rezultate venite în urma unor prestații de bună calitate. Dragi prieteni, am prefațat etapa cu numărul 24. Ne vom revedea marțea viitoare pentru a discuta ce s-a întâmplat. Până atunci, vă mulțumim cu toții pentru atenție. Rămâneți cu Metropola TV pentru a urmări principalul jurnal al zilei.